În ședința de guvern de astăzi a fost adoptată a doua ediție a programului Startup Nation. Principalele modificări aduse ediției a doua a programului în comparație cu prima ediție se referă la simplificarea programului. Acum a fost construit, evident, pe bază experienței acumulate în cazul Startup Nation 2017, o creștere a gradului de transparență, o atenție mai mare pentru domeniile care au nevoie de susținere din partea statului, anume producție, servicii, industrii creative și comerț, și sunt promovate zone ale țării în care numărul de IMM-uri este foarte scăzut, acolo unde numărul de IMM-uri la nivel județean, raportat la 100 de locuitori, este mai mic decât 4. Forma finală a schemei de minimis este deja publicată pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Platforma online de înscriere în program este în testare, astfel încât în a doua jumătate a acestei luni aplicația să fie deschisă.